William Faulkner O greșeală de chimie Însuși Joel Flint îi telefona șerifului că și-o morâse nevasta. Și când însoțit de ajutorul lui, șeriful sosi la fața locului, străbătuseră cu mașina vreo 20 de mile ca să ajungă în colțul pierdut de țară unde locuia bătrânul Wesley Pritchell, Joel Flint, în persoană, îi întâmpina în prag și pofti în casă nu era de prin partea locului, era un venetic, un iancheu pripășit în regiunea noastră de vreo doi ani, când poposise pe aici un bâlce ambulant. Vedea și el de o baracă, o magherniță luminată, cu o roată a norocului care se învârtea deasupra unei tășghele pline de pistoale nichelate, brice, ceasuri și muzicuțe și nu plecase odată cu ceilalți și două luni mai târziu se însură cu singura fică a lui Pritchell rămasă în viață, o fată bătrână de vreo 40 de ani, cu mintea întunecată și care, până atunci, trăise ca o pustnică la ferma modestă, dar prosperă, arță gosului și violentului ei tată. Dar chiar după căsătorie, bătrânul Pritchell păru să-și țină la distanță ginerele. Le construi la vreo două mile de casa lui, o căsuță unde fiica sa începu curând să crească păsări pentru a le vinde pe piață. Se zicea că bătrânul Pritchell, care nu ieșea din casă mai niciodată, nu călcase în casa cea nouă, așa că își vedea singurul copil numai o dată pe săptămână. Asta se întâmpla duminica zi în care femeia și bărbatul ei veneau cu camioneta cumpărată de ocazie pentru a duce păsările la piață, ca să ia masa cu bătrânul în casa veche, unde Pritchell își pregătea singur de ale mâncării și își vedea de gospodărie. De fapt, spuneau vecinii, chiar și atunci, singurul motiv pentru care îl lăsa pe ginere să intre în casă era ca fiică sa să-i poată găti o odată pe săptămână, o masă bună și caldă. Și, ast și astfel, vreme de doi ani, câteodată în Jefferson, capitala comitatului, dar mai ales în micul cătun, aflat la răspântia drumului din apropierea casei sale, oamenii avură prilejul să-l vadă și să-l audă pe ginerele lui Pritchell era un bărbat de peste 40 de ani, nici prea scund, nici prea înalt, nici prea gras și nici prea slab. De fapt, umbra lui ar fi putut să se confunde cu aceea a socrului, ceea ce se și întâmplă mai târziu, pentru o scurtă vreme, cu o față rece, inteligentă și disprețuitoare, cu vorbată tărăgănată, gata să spună tot felul de istorii despre tărâmurile îndepărtate și pline de mișcare pe care ascultătorii lui nu le văzuseră niciodată. Un orășan, deși, după cum singur spunea, nu rămăsese prea multă vreme în niciun oraș, care încă din primele trei luni ale șederii lui printre ei îi uimise pe oamenii ale căror obiceiurile luase printr-un anume nerav, care îl făcu în scurtă vreme cunoscut în întreaga regiune, chiar și acelora care nu-l văzuseră niciodată. Se apucase să-și bată joc cu violență și dispreț, uneori chiar fără să-l fi provocat nimeni, așa din senin și fără rost, de obiceiul pe care îl aveau oamenii aici în sud, de a bea whisky amestecat cu apă și cu zahăr. Zicea că ăsta e un obicei muieresc, că bem sirop pentru copii. El înghițind chiar whisky-ul nostru făcut în casă, din porumb nefermentat, aspru și tare și de contrabandă, fără un pic de apă. Așadar, duminica trecută, dimineață, telefonă șerifului că și-o morâse nevasta și îi întâmpină pe oamenii legii în pragul casei socrului său, declarându-le am dus-o în casă, așa că n-are rost să vă mai osteniți, spunându-mi că n fi trebuit, n-ar fi trebuit să o ating înainte de venirea voastră. Cred că ai făcut bine că ai ridicat-o de jos din praf, zise șeriful. A fost un accident, așa mi se pare că mi-ai zis, nu? Nu v-am zis așa, spuse Flint. Am zis că am omorât-o. Și asta a fost totul. Șeriful îl aduse la Jefferson și îl băgă într-o celulă a închisorii. În aceeași seară, după cină, șeriful intră pe ușa laterală, în biroul în care, sub supravegherea unchiului Gavin, întocmeam un memorandum pentru un proces. Unchiul Gavin nu era decât procuror al comitatului și nu procuror federal, dar el și șeriful care nu fusese șerif mai mulți ani decât fusese unchiul Gavin, procuror al Comitatului, erau prieteni. Prieteni în sensul în care doi bărbați care joacă șah sunt prieteni, deși uneori scopurile lor pot fi diametral opuse. Odată i-am auzit vorbind despre aceste lucruri. Pe mine, zicea șeriful, mă interesează adevărul. Și pe mine, spunea unchiul Gavin. E atât de rar, dar dreptatea și oamenii mă interesează mult mai mult. Adevărul și dreptatea nu sunt oare același lucru? De când? întrebă unchiul Gavin. Mi s-a întâmplat să cunosc în viață adevăruri care erau tot ce vrei, numai juste, nu? Și am văzut dreptatea folosind mijloace și unelte pe care n-aș fi vrut să le ating nici cu un par lung de zece picioare. Șeriful ne povesti întâmplarea stând în picioare, profilându-se pe deasupra lămpii de birou, un bărbat voinic, cu ochii mici și duri, adresându-se capului ciufulit și încărunțit înainte de vreme al unchiului Gavin și feței sale mobile și fine. Unchiul Gavin stând răsturnat pe scaunul lui, cu ceafa rezemată de spătar și cu picioarele cocoțate pe birou, mestecând muștiucul pipei din cocean de porumb și răsucind pe deget și apoi desfăcându-l, lanțul de la ceas de capătul căruia era prinsă insigna fi Beta Kappa, căpătată la Harvard. De ce a făcut-o?" întrebă unchiul Gavin. Asta l-am întrebat și eu," zise șeriful. Mi-a răspuns, De ce și-o un bărbat nevasta?" Să zicem, ca să încaseze polița de asigurare." Nu e adevărat, spuse unchiul Gavin. Femeile își asasinează soții pentru a obține un câștig imediat. Polița de asigurare sau cedând crediele instigării sau promisiunii unui alt bărbat. Cât despre bărbați, ei își omoară nevestele, fie din ură, fie din furie, fie din disperare, fie ca să le facă să tacă, deoarece n-ai cum opri o femeie să pălăvrăgească chiar dacă i-ai da bani și chiar dacă ai părăsi-o pur și simplu. Asta așa e, recunoscu șeriful, clipind din ochii lui mici către unchiul Gavin. Ai zice că ținea cu tot din adinsul să fie băgat la pușcărie, ca și cum s-a lăsat arestat nu pentru că și-a ucis nevasta, ci și-a ucis nevasta numai ca să fie arestat și băgat la pușcărie la loc sigur. De ce? întrebă unchiul Gavin. Pentru că așa e normal, zise șeriful. Când un om se închide singur și pune lacăt la ușă, înseamnă că e teamă de ceva. Iar un om care vrea să fie închis sub acuzația că a omorât pe cineva, se uită țintă la unchiul Gavin, cu ochii lui necruțători, clipind de vreo zece ori, în timp ce unchiul, fără să clipească, îl privea la fel înseamnă că nu i-a fost teamă, nici atunci și nici înainte. Întâlnește așa câteodată câte un om căruia nu i-a fost niciodată teamă, nici măcar de el însuși. Ăsta e omul. Dacă el a vrut să facă asta, îl întrebă unchiul Gavin. De ce a făcut-o? Crezi că ar fi trebuit să mai aștepte puțin? O clipă se priviră fără să spună nimic. Unchiul Gavin nu-și mai răsucea lanțul de la ceas. Bine, zise el și bătrânul Pritchell. Aici voiam să ajung, îl întrerupse șeriful. Nu-i nimic de făcut. Nimic de făcut? zise unchiul Gavin. Nici măcar nu l-ați văzut. Și șeriful îi povesti și asta, cum, fiind împreună cu ajutorul lui și cu Flint pe veranda casei, îl zăriseră la un moment dat pe bătrân privindu-i pe fereastră cu o față răvășită, cu ochii plini de ură și, în clipa următoare, chipul bătrânului dispăru, lăsându-le o impresie de furie exultantă, de triumf sălbatic și de încă ceva. Teamă? întrebă șeriful. Nu, ți-am zis că nu era teamă. A, ah, zise el, vorbeai de Pritchard. De data aceasta se uită lung la unchiul Gavin, atât de lung încât unchiul Gavin îi spuse în cele din urmă. Bine, continuă. Și șeriful își reluă povestirea. Cum intraseră în casă prin vestibul, cum se opriseră în fața ușii camerei, la cărei fereastră văzuseră chipul bătrânului. Era încuiată cu cheia. Bătuse și chiar îl strigase pe bătrânul Pricel, dar nu căpătase niciun răspuns. Apoi, cum mergând mai departe, o găsiseră pe doamna Flint, trântită pe pat, în odaia din spatele casei, cu o rană la ceafă și camioneta aceea prăpădită a lui Flint, trasă în fața treptelor din spatele casei, ca și cum ar fi coborât cu câteva clipe mai înainte. În camionetă zăceau trei veverițe moarte, adăugă șeriful păreau să fi fost omorâte în ziua aceea în zori și sângele de pe trepte și de pe pământ pe locul dintre trepte și camionetă, ca și cum femeia ar fi fost împușcată dinăuntrul camionetei și pușca cu pricina, cu cartușul ars în căpețeavă rezemată de perete, de cealaltă parte a ușii care da pe terasă la locul unde ar fi fost pusă de obicei când se intra în casă și cum intrase din nou în vestibul și bătuse din nou la ușa tot încuiată. Încuiată cum? întrebă unchiul Gavin. Pe dinăuntru, zise șeriful, și strigase în fața ușii încuiate că o să spargă ușa dacă domnul Pritchell nu o să-i răspundă și nu o să-l lase să intre. Și cum de data aceasta auzise glasul acela bătrânesc, spart și furios, urlând, Cărați-vă de aici!" luați-l pe ucigașul ăla și cărați-vă din casa mea. Vom avea nevoie de mărturia dumitale, îi spuse șeriful. O să depun mărturie când o să fie nevoie, urlase bătrânul. Și acum cărați-vă cu toții de aici. Și cum își trimise el, șeriful, ajutorul cu mașina, să aducă pe cel mai apropiat vecin și rămăsese cu flint până ce ajutorul se întoarse cu un bărbat și cu nevastă sa după care îl adusese pe Flint în oraș și îl băgase la închisoare. Apoi telefonase la casa bătrânului Pritchell și vecinul îi răspunsese că bătrânul continua să stea închis în cameră, nu voia să iasă deloc și nici măcar nu îi răspundea, strigându-le doar tuturor, Știrea dramei se răspândise și între timp mai veniseră și alți vecini să se care de acolo. Câțiva dintre ei hotărâsere însă să rămână în casă, în ciuda blestemelor și amenințărilor bătrânului, care, după cât se părea, înnebunise și în mormântarea urma să aibă loc a doua zi. asta e totul?" întrebă unchiul Gavin. Da, totul, pentru că acum e prea târziu." Adică," zise unchiul Gavin, victima trebuia să fie alta." Se mai întâmplă," spuse unchiul Gavin, dar nu înțeleg." povestea cu cariera de argilă. Care poveste? Căci toți oamenii știau că bătrânul Pritchell era stăpânul unei cariere de argilă, o groapă de argilă care se nimerise să fie pe pământurile lui și din care oamenii din împrejurimi făceau un fel de oale grosolane, dar folositoare, atunci când reușeau să ia de ajuns de mult lut, fără ca domnul Pritchell să-i observe și să-i alunge. Generații întregi de ștrengari scose din carieră tot felul de vestigii indiene, ba chiar și aborigene, vârfuri de sulițe, din silex, securi, vase, cranii, femururi, pipe. Și acum, vreo câțiva ani, un grup de arheologi de la Universitatea de Stat începuseră să facă săpături în carieră și într-o bună zi se pomeniseră cu bătrânul Pricel, de data asta înarmat cu o pușcă dar asta era o poveste pe care o știa toată lumea. Șeriful făcea însă aluzie la altceva și unchiul Gavin se așeză ca lumea pe scaun cu picioarele pe podea. Povestea asta nu știam, zise unchiul Gavin. Toți oamenii de prin partea locului vorbesc despre treaba asta, reluă șeriful. De fapt, a ajuns un fel de sport local. Totul a început acum vreo șase luni. E vorba de trei bărbați, veniți din nord. Încearcă să-l convingă pe bătrânul Pricel să le vândă tot pământul, ca să pună mâna pe carieră, după câte am înțeles. Vor să fabrice un fel de material rutier pe bază de argilă. Oamenii de prin partea locului nu se amestecă și îl lasă să încerce să cumpere ferma. Trebuie să vii din nord, ca să nu-ți dai seama că bătrânul Pricel nu are nici cea mai mică intenție să vândă nici argila, și cu atât mai puțin ferma. Și probabil că i-au făcut vreo propunere, nu? Da, și fără îndoială că una foarte avantajoasă. Oamenii vorbesc de niște sume care variază între 250 de dolari și 250 de mii, după cum vorbești cu unul sau cu altul. Oamenii ăștia din nord habar n-au cum să-l ia. Dacă ar începe numai să-l convingă că toată lumea speră să nu le vândă fermă, târgul ar fi încheiat și astăzi încă până la cină. Se uită țintă la unchiul Gavin și clipiar. Așa că vezi, cu victima e o greșeală la mijloc. Dacă urmărea să pună mâna pe cariera de argilă, astăzi nu-i mai aproape de ea ca ieri, ba chiar e mai departe. Ieri nu exista niciun obstacol între el și banii socrului său, în afară de sentimentele, dorințele sau speranțele pe care această fică înapoiată ar fi putut să le aibă. Acum e zidul închisorii și probabil funia spânzurătorii. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Dacă era teamă de vreun eventual martor, și-a înlăturat martorul nu numai înainte de a se fi întâmplat ceva, ci chiar înainte de a fi existat vreun martor de suprimat. De parcă ar fi purtat o pancartă pe care scria. Priviți cu atenție ce am de gând să fac, ca să o citească nu numai oamenii din Comitatul sau statul nostru, ci toți cei care pe lumea asta cred în cuvintele Bibliei, acolo unde se spune să nu ucizi, ca după aceea să caute el însuși să fie închis într-un loc creat anume pentru ca, pentru pedeapsă și pentru a-l împiedica să comită o nouă crimă. E ceva care nu e în regulă în toată istoria asta. Sper și eu zise unchiul Gavin. Speri? Da, sper că mai degrabă e ceva în neregulă și că așa și este, decât că tot ce s-a întâmplat nu s-a terminat încă. Cum nu s-a terminat încă? zise șeriful. Cum poate să termine Flint ce-ar vrea să mai termine? Nu e după gratii și singurul om din tot comitatul care ar putea depune cauțiune pentru eliberarea lui? Nu e tatăl femeii pe care în chip practic a mărturisit că a Așa s-ar părea, zise unchiul Gavin. Există vreo poliță de asigurare? Nu știu, răspunse șeriful. Mâine o să lămuresc și asta. Dar eu aș vrea să știu altceva. Aș vrea să știu de ce ținea să fie închis. Pentru că, îți spun eu, nu i-a fost teamă nici atunci și nici altă dată. De altfel, ți-ai și dat seama cu ei era frica acolo. Deocamdată, întrebarea aceasta avea să rămână fără răspuns. Și într-adevăr exista o poliță de asigurare. Dar când aflarăm lucrul acesta, se produse un alt fapt care împinse pentru moment tot restul în umbră. Când, a doua zi în zori, temnicerul se duse în celula lui Flint să vadă ce se mai întâmplă cu el, o găsi goală. Flint nu evadase pur și simplu dispăruse din celulă, din închisoare, din oraș și, probabil, din regiune, fără urmă, fără alt semn, fără ca vreun om să-l fi văzut sau să fi văzut pe cineva care să-i semene. Nici nu răsărise soarele când i-am deschis șerifului ușa laterală a biroului. Unchiul Gavin ne și aștepta în pat, așezat în capul oaselor. Bătrânul Pritchell, spuse unchiul Gavin, numai că acum e prea târziu. Ce tot vorbești acolo?" zise șeriful. Ți-am spus de aseară că era prea târziu din momentul când a apăsat cum nu trebuia pe trăgaci. De altfel, numai ca să te liniștesc, am și dat un telefon la fermă. 12 oameni și-au petrecut toată noaptea stând la căpătâiul doamnei Flint și bătrânul Pritchell e tot acolo încuiat în camera lui. N-are nimic l-au auzit înjurând și tropăind chiar înainte de revărsatul zorilor. Și atunci unul din vecini a bătut în ușă și a continuat să bată și să-l strige până când bătrânul a deschis ușa doar ca să-i trimită pe toți la dracu și să le poruncească să se care de acolo și să nu mai pună piciorul în casa lui. După care a încuiat ușa din nou. Mi se pare că s-a cam scrântit bătrânul, Trebuie să fi fost de față când s-a întâmplat toată povestea și la vârsta lui și după ce s-a izolat, cum a făcut-o el, de toți ceilalți oameni, în afară de fiica asta mărginită, care nici ea nu l-a mai putut suporta și s-a hotărât să-l lase singur, fie ce-o fi. Dar nu-i de mirare că până la urmă a luat de bărbat pe un om ca flint. Îți aduce aminte ce spune Biblia? Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Ei, în cazul bătrânului Pritchell, sabia a fost ce a preferat el oamenilor când încă era destul de tânăr, destul de zdravân și voinic ca să se descurce fără ajutorul nimănui. Dar ca să n-ai nicio grijă, l-am trimis pe Brian Ewell la fermă acum o jumătate de ceas și am spus până la noi ordine să nu scape din ochi ușa încuiată sau pe bătrânul Pritchell în cazul în care ar ieși din odaie. Și l-am mai trimis și pe Ben, Barry, cu încă vreo câțiva oameni, la casa lui Flint și am spus lui Ben să-mi telefoneze cei pe acolo. Dacă am vreo știre, te chem eu. Dar nu o să fie nimic, pentru că tipul a plecat. Ieri a căzut în mâinile noastre din greșeală și un om care poate să iasă din închisoare, cum a făcut-o el, nu o să mai săvârșească o a doua greșeală la mai puțin de 500 de mile de Jefferson și chiar de Mississippi. O greșeală? întrebă unchiul Gavin. Păi, în dimineața asta ne-a făcut să știm de ce ține atât de mult să fie băgat la închisoare. Și care era motivul? Ca să evadeze. Și de ce să evadeze? când oricum era liber și putea să fie liber și mai departe, luând-o din loc pur și simplu, în loc să-mi telefoneze ca a săvârșit o crimă. Știu și eu, răspunse unchiul Gavin, ești sigur că bătrânul Pritchell, dacă îți spun că oamenii l-au văzut și au vorbit cu el azi dimineață prin ușa întredeschisă. Și în clipa asta în care îți vorbesc, Brian Ewell stă de vorbă gemuit pe un scaun rezemat de ușă. În orice caz, ar face bine să stea acolo. Te chem eu dacă e ceva nou, dar cum ți-am mai spus, nu o să se întâmple nimic. Telefonă după o oră. Vorbise chiar înainte cu ajutorul lui, care perchiziționase casa lui Flint și care îi raportase că Flint trecuse pe acolo noaptea trecută. Ușa din spatele casei era deschisă. Pe podea erau sfărâmăturile unei lămpi cu gaz pe care Flint o trântise, probabil bujbuind prin întuneric. Când ajutorul găsise lângă un cufăr mare deschis, cu lucrurile din el răscolite în grabă, o feștilă de hârtie răsucită pe care era limpede, Flint o folosise pentru a face lumină ca să poată găsi ce căuta. O bucată de hârtie ruptă dintr-un buletin. Din ce? Zise unchiul Gavin. Asta l-am întrebat și eu, spuse șeriful. Și Ben mi-a zis, în regulă, trimiteți atunci pe altcineva dacă vi se pare că nu știu să citesc de ajuns de bine. E vorba de o bucată de hârtie. Ce mai încolo încoace. A fost ruptă dintr-un buletin, fiindcă scrie ceva pe ea în engleză, așa că pot citi și eu. Dar eu îi zic spune exact ce ții în mână. Și mi-a spus, e o pagină dintr-o revistă sau dintr-o fițuică, care se numește buletin sau buletinul. Mai sunt câteva rânduri tipărite pe hârtia aceea, dar Ben nu le poate desluși pentru că și-a pierdut ochelarii în pădure căutând să încercuiască locuința lui Flint ca să pună mâna pe el în timp ce omul, după părerea lui, își pregătise probabil micul dejun. Tu știi ce mai fi și cu povestea asta? Da, zise unchiul Gavin. Ai de aici, o fi însemnând asta? Ce rost avea hârtia asta acolo? Da, zise unchiul Gavin. Dar de ce? Ei bine, eu nu. Iar el nu o să ne-o spună niciodată, fiindcă a șters-o Gavin. A, ah, într-o bună zi, o să cadă el în mâinile noastre sau fie în mâinile altcuiva, undeva. Nu aici și nu pentru ce a făcut aici. Ai zice că nebuna aceea nenorocită, acea sărmană nevinovată, nu făcea să fie răzbunată chiar de către acea justiție pe care tu vrei să o pui deasupra adevărului. Și lucrurile păreau să fi rămas aici. Doamna Flint, fun mormântată, în după amiaza aceea. Bătrânul rămase închis în odaia lui, în timpul serviciului religios, și nu ieși nici după ce plecară cu sicriul să-l ducă la cimitir. În casă rămase numai cu ajutorul șerifului, care stătea tot acolo pe scaunul din fața ușii încuiate și două vecine care îi pregătiră o mâncare caldă bătrânului Pritchell. Până la urmă, bătrânul se îmblânzi și deschise ușa atât cât să ia tava pe care i-o întindeau. Mormăi morocănos câteva cuvinte de mulțumire și le mulțumi și pentru tot ce făcuseră în ultimele 24 de ore. Când una din femei înduioșată se oferi să vină a doua zi să-i facă de mâncare, furia și toanele îl cuprinseră din nou și n-apucă biata femeie să-i pare rău că i-a vorbit că bătrânul își strigă cu glasul lui spart, închizând ușa. N-am nevoie de niciun ajutor!" Și așa nu mai aveam nici fată de doi ani. Și le trânti ușa în nas, trăgând zăvorul din nou. Cele două femei plecară și în casă nu mai rămăsese decât ajutorul pe scaunul lui de lângă ușă, înclinat pe picioarele din spate. A doua zi dimineață se întoarse în oraș și povesti că în timp ce moțăia se pomenise deodată că bătrânul deschide ușa și dând cu piciorul în scaunul de sub el îl trântise cât colo și poruncise în jurând lui, ajutorul lui, care sărise de pe scaun să o șteargă de acolo chiar în clipa aceea și că, după câteva minute, când ascuns pe după colțul șurii, se uită înspre casă, răsunase o împușcătură la fereastra bucătăriei și o salvă de alice pentru veverițe izbi zidul grajdului la mai puțin de un metru deasupra capului său. Șeriful îi telefonă, iar unchiului, ca să îi împărtășească știrea. Așa că a rămas din nou singur la fermă și deoarece s-ar părea că asta a vrut, n-am ce să-i mai fac. Desigur că mi-e milă de el. Așa cum mi-ar fi milă de oricine ar trebui să o scoată la capăt având un caracter ca lui. La vârsta asta, fără nimeni pe aproape și numai după toate câte i s-au întâmplat, e ca și cum ar fi fost prins într-un uragan, zvârlit în aer ca să se trezească, apoi trântit la locul de unde a plecat, fără să fi avut măcar plăcerea sau norocul de a fi făcut o călătorie. Îți aduce aminte ce ți ziceam ieri în legătură cu cei care scot sabia? Nu, nu mi-amintesc, zise unchiul Gavin. Ieri mi-ai spus o mulțime de lucruri. Și am avut dreptate în privința multora. Ți-am zis că totul s-a terminat ieri. Așa a și fost. Omul ăsta o să-și dea el în petic până la urmă, dar nu pe la noi. Dar lucrurile nu se opriră aici. S-ar fi zis că Flint nici nu călcase vreodată prin acele locuri. Nici cea mai neînsemnată urmă, nici cel mai firav semn nu arăta că a fost într-adevăr închis într-una din celulele închisorii. Cei câțiva oameni miloși dar care nu simțeau nicio pierdere, despărțindu-se, îndepărtându-se de mormântul proaspăt al femeii, care însemnase atât de puțin în viața noastră, pe care unii dintre noi o cunoscuseră fără să o fi văzut vreodată și pe care alții o văzuseră fără să o cunoască vreodată. Moșneagul fără copii, pe care cei mai mulți dintre noi nici nu-l zăriseră vreodată, din nou singur, în casa în care și așa și așa nu mai avea pe nimeni de doi ani ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, zise unchiul Gavin. Ca și cum Flint nu numai că n-ar fi fost niciodată în pușcărie, dar nici măcar n-ar fi existat. Și acest triumvirat al ucigașului, al victimei și al celui îndoliat, n-ar fi alcătuit din trei ființe vii, în carne și oase, ci din niște închipuiri, niște umbre chinezești pe un perete. Nici bărbați, nici femei, nici tineri, nici bătrâni, nimic altceva decât trei etichete, proiectând două umbre pentru simplul și unicul motiv că trebuie să existe cel puțin doi pentru a se formula adevărurile nedreptății și ale durerii. Da, da, asta e. N-au aruncat niciodată decât două umbre, în ciuda faptului că au fost trei etichete, trei nume. Ai zice că numai prin moartea ei, biata femeie a izbutit să capete de ajuns de mult realitate, încât să poată avea o umbră. Totuși cineva a ucis-o, spuse -i. Da, zise uncul Gavin, cineva a ucis-o. Era pe la prânz. În după amiaza aceea, către ora cinci, telefonul sună. Era șeriful. uncul tău e acasă? Mă întrebă el. Spune-i să mă aștepte, Vin imediat. Era însoțit de un străin, un bărbat venit de la oraș într-un costum îngrijit. Domnul Workman, zise șeriful, din partea societății de asigurare, avea o poliță de asigurare de 500 de dolari, încheiată acum 17 luni. Pentru o asemenea sumă, nu face să omori pe nimeni dacă e într-adevăr vorba de un omor, zise agentul de asigurare. Vorbea liniștit, fără să se grăbească, dar dincolo de calmul aparent al glasului său, simțeai că e un om pasionat. Polița va fi plătită pe loc, fără nicio dificultate și fără nicio anchetă. Dar aș vrea să vă spun un lucru pe care am impresia că nu-l știți încă. Bătrânul e nebun așa că nu pe Flint ar fi trebuit să-l aduceți la oraș ca să-l puneți sub pază. Dar tot șeriful ne spuse întreaga poveste. Biroul din Memphis al societății de asigurare primise ieri o telegramă semnată de bătrânul Pritchell care le anunța moartea clientei lor și agentul ajunsese după amiază către ora două la bătrânul Pricel și într-o jumătate de ceas izbutise să scoată de la bătrân adevărul asupra morții fiicei sale. Faptele pe care dovezile materiale, camioneta și cele trei veverițe moarte, urmele de sânge de pe pământ și de pe trepte, le confirmau. Totul se petrecuse așa. În timp ce fica sa era ocupată cu pregătirea prânzului, Pritchell și Flint plecaseră cu camioneta în pădure ca să omoare veverițe pentru cină. Asta e adevărat, zise șeriful. M-am informat. Duminică dimineață se duceau întotdeauna să vâneze. Pritchell nu dădea voie nimănui să-i omoare veverițele. Numai lui Flint și chiar și în acest caz trebuia să-l însoțească. După ce omorâse trei veverițe, se întoarseră acasă cu camioneta și Flint trăsese mașina în fața treptelor din spatele casei și femeia ieșise să ia veverițele și Flint deschisese portiera ca să coboare, luând și pușca și se împiedicase tocul ghetei prinzându-i se în scara mașinii și întinzând mâna în care ținea pușca pentru a-și atenua căderea, țeava puștii fu îndreptată spre capul nevestei sale și glonțul o pornise cât despre bătrânul Pricel, nu numai că susținea că nu trimisese nicio telegramă, dar susținea, cu vehemență înjurând într-una, că nici habar n avusese de existența poliției de asigurare. El o ținea morțiș că nu fusese vorba de un accident încercă să revină asupra declarațiilor sale cu privire la cele ce se petrecuseră când fiica sa ieșise să ia veverițele și pușca se descărcase și își retractă spusele îndată ce își dădu seama că în felul acesta își dezvinovățea ginerele și smulse din mâinile agentului de asigurare o hârtie care îi se păru desigur că e polița de asigurare, încercând să o ruptă, rupă și să o facă bucăți bucățele înainte ca agentul să fi putut să-l împiedice. De ce?" zise unchiul Gavin. De ce nu?" răspunse șeriful. Flint ne-a scăpat printre degete. Domnul Pricel știe că omul se plimbă liber pe undeva, nu se știe pe unde. Nu ți închipui cumva că după ce i-a omorât fica, avea să-l lase să încaseze și banii. Poate că e așa, zise unchiul Gavin. Eu însă nu cred. Nu cred că asta îl necăjea. Mie îmi vine să cred că domnul Pricel știe că Joel Flint nu o să mai încaseze asigurarea asta și nicio altă sumă de bani. Poate că își dădea seama că o pușcărie prăpădită ca a noastră nu o să-l țină multă vreme sub gratii pe un fost circar umblat prin lume și se aștepta probabil ca Flint să se întoarcă și de data aceasta era gata să-l primească. Și mă gândesc că de îndată ce oamenii o să-l mai lase în pace, o să trimită după tine ca să te pună el însuși la curent. Da? îl întrerupse agentul. Atunci să știți că aș început să se simtă în largul lui. Ascultați numai o clipă. Când am sosit azi după amiază la fermă, stătea de vorbă în camera de oaspeți cu trei bărbați. Oamenii aveau la ei un cec la purtător, o sumă mare. Voiau să-i cumpere ferma, din pivniță până în pod, cu toate dependințele și, la drept vorbind, habar n-aveam că pe aici pământurile au un preț atât de mare. Actul era gata, semnat și parafat, dar când le-am spus cine sunt, au fost de părere că, din moment ce tot aveam să trec din nou prin oraș, or să mai aștepte până în înștiința pe cineva, pe șerif, bănuiesc, de ce se întâmpla acolo și am plecat cu bătrânul acela țignit, stând în ușă, strigându-mi și fluturând hârtia spre mine. Tu te dracului și spune șerifului, adu și un avocat. Adul pe avocatul ăla, pe Stevens, aud că se crede grozav de șiret. Noi vă mulțumim, spuse șeriful. Vorbea și se mișca de obicei cu acea politețe calculată, puțin cam ceremonioasă și demodată, care nu convine decât oamenilor înalți și impunători, numai că nu renunța la ea niciodată. Iar acum, pentru prima dată, îl vedeam întrerupând atât de brusc o conversație, chiar dacă ea avea să fie reluată a doua zi. Nici măcar nu se mai uită la agent. Mașina mea e afară, îi spuse el unchiului. Și așa ajunserăm cu mașina, cam pe la apusul soarelui, în fața gardului de țăruși, care înconjura curtea pustie și îngrijită și casa curată și îngrijită a bătrânului Pritchell, în fața căreia am zărit o mașină mare și prăfuită cu număr de oraș și camioneta prăpădită a lui Flint, la volanul căreia stătea un tânăr negru, nu de prin partea locului, lucru ciudat, pentru că bătrânul Pricel nu avusese niciodată vreun servitor în afară de fiică sa. Pleacă și el, zise unchiul Gavin. E dreptul lui, spuse șeriful. Urcarăm treptele, dar n-apucarăm să ajungem la ușă, că bătrânul Pricel ne și strigă să intrăm. Glasul acela răgușit, spart și strident al bătrânului, venind de dincolo de intrare, de cealaltă parte a ușii, care dădea în sufragerie, unde pe un scaun, așezat așa ca să-l vezi îndată, era pus un geamantan de pe vremuri, enorm, legat cu sfoară, îndesat de plesnea și unde trei bărbați, veniți din nord, îmbrăcați în mantale ca prăfuite, stăteau în picioare cu ochii spre ușă, iar în fața mesei, nemișcat, ședea bătrânul Pricel. Și atunci îl văzui pentru prima dată. Unchiul Gavin îmi spuse că îl întreacă numai de două ori. Chica albă și ciufulită, sprâncenele stufoase și zvârlite pe deasupra ochelarilor cu ramă de oțel, mustața groasă și neîngrijită și barba încălcită și pătată de tabac, gălbejită, cum e bumbacul învechit. Intrați, zise el. Avocatul Stevens, nu? El, domnule Pritchell, spuse șeriful. Hm, mârii bătrânul. Ei, hub," reluă bătrânul, am dreptul să-mi vând pământul sau nu? Bineînțeles, domnule Pritchell, răspunse șeriful. Nu prea să știa că ai intenția să-l vinzi. Așa, zise bătrânul, probabil că povestea asta m-a făcut să-mi schimb părerea. Cecul și actul de vânzare stăteau păturite în fața lui pe masă. Împinse cecul spre șerif. Nici nu și întoarse capul spre unchiul Gavin, mulțumindu-se să zică. Și dumneata, unchiul Gavin și șeriful se apropiară de masă ca să vadă cecul. Nu l-a atinsă niciunul. Mă uitam la ei. Pe obrazul lor nu se vedea nimic. Ei, hey, ce ziceți?" întrebă domnul Un Bun preț!" zise șeriful. Bătrânul scoase o exclamație scurtă și răgușită. Aha!" despături actul de vânzare și îl împinse nu spre șerif, ci spre unchiul Gavin. Ei?" Hey, întrebă el. Dumneata care ești avocat, ce zici?" E în perfectă regulă, domnule Pritchell," răspunse unchiul. Bătrânul se răsturnă pe speteaza scaunului și, cu mâinile pe masă, își trase capul înapoi, uitându-se țintă la șerif. Va să zică," zise el, am încheiat târgul. Pământul e al Dumitale, nim nimeni nu te poate opri să faci cu el ce vrei." Aha," făcu domnul Pricel. Stătea acolo pe scaun, de parcă ar fi fost țintuit locului. Atunci, domnilor, ne-am înțeles." Nu schiță niciun gest. Unul dintre străini făcu un pas și luă actul de vânzare de pe masă. În jumătate de ceas am plecat din casă. O să vă puteți instala aici imediat, dacă nu, veți găsi cheia sub ștergător mâine dimineață. Când plecară, avui impresia că nici nu se uită la ei, dar nu puteai fi sigur, din cauza reflexelor ochelarilor. Apoi îmi dădui seama că îl privea pe șerif, că tot privea de cel puțin un minut și observai că tremură, tremurul acela agitat al bătrânilor, deși mâinile lui, pe care le ținea pe masă, nu se mișcau de parcă ar fi fost de lut. Vă să zic că l-ați lăsat să o șteargă, zise el. Asta așa e, răspunse șeriful. Dar n-aveți grijă, domnule Pricel, o să punem mâna pe el. Când? întrebă bătrânul. Peste doi ani? Peste cinci ani? Peste zece ani? Am 74 de ani, mi-am îngropat nevasta și patru copii. Unde am să mai fiu eu de aici în zece ani? Sper că tot aici, zise șeriful. Aici? reluă bătrânul. Nu mai auzit înainte spunându-i individului acela că se poate instala în casa asta în jumate de ceas? Și acum am camionetă, am bani de cheltuit și am pe ce să-i cheltuiesc. Pe ce să-i cheltuiești? întrebă șeriful. Cecul ăla? Păi chiar și puștul ăsta care a venit cu noi ar trebui să se scoale în zori și să se culce noaptea târziu, ca să facă praf banii ăștia în zece ani. O să-i cheltuiesc ca să-l prind pe cel care mi-a omorât-o pe Eli. Se ridică brusc în picioare, împingând scaunul cât colo. Se clătină, dar când șeriful se repezi spre el, bătrânul ridică deodată brațul de parcă ar fi vrut să dea în șerif, ca să-l facă să se dea înapoi. N-am nimic," spuse el gâfâind și deodată se porni să urle cu glasul aspru răgușit și tremurând de furie. Cărați-vă de aici! Cărați-vă cu toții din casa mea! Șeriful însă nu făcu nicio mișcare și nici noi. După o clipă, bătrânul încetă să tremure, dar se ținea de capul mesei. Glasul îi era din nou liniștit. Dați-mi uischiul! e pe etajeră și trei pahare. Șeriful se duse să le ia. O carafă veche de sticlă șlefuită și trei pahare de sticlă groasă, și le puse în fața bătrânului. Și când vorbi din nou, glasul era aproape amabil. Și înțelesei cum se făcuse că femeia de ieri seară ajunsese să-i propună să vină a doua zi să-i pregătească de mâncare. Vă rog să mă iertați, sunt obosit. În ultima vreme mi s-au întâmplat o mulțime de nenorociri care m-au istovit. Poate că ar trebui să plec de aici. Dar nu în seara asta, domnule Pricel, zise șeriful. Apoi, din nou, ca și atunci când femeia aceea îi propusese să revină ca să-i facă de mâncare, se zbor S-ar putea să nu plec în seara asta, dar s-ar putea să și plec. Voi însă vreți să vă întoarceți în oraș, așa că o să bem un păhăruț înainte de a ne despărți pentru vremuri mai bune scoase dopul carafei, turna whisky-ul în pahare și căută ceva pe masă. Hei, băiete, zise el, du-te și adă cu apă, o să o găsești pe polița de pe varanda din spatele casei. Când să mă întorc spre ușă ca să ies, din cameră îl văzui că întinde brațul, ia zaharnița, bagă lingurița în zahăr și atunci mă opri locului. Și mi-aduc aminte cum se uitau la el unchiul Gavin și șeriful și nici mie nu-mi venea să-mi cred ochilor când își turna o lingură de zahăr în paharul de whisky și se apucă să mestece. Pentru că, Știam bine cum procedau unchiul Gavin și șeriful când venea să joace șah cu unchiul Gavin și nu numai ei, ci și tatăl unchiului Gavin, bunicul meu și tatăl meu când trăia și toți ceilalți oameni care veneau la bunicul și care beau groguri reci cum li se spune pe la noi, și chiar și eu știam că pentru a face un grog rece, nu trebuie să pui zahărul în whisky, din cauza că zahărul, în loc să se dizolve în whisky, formează pe fundul paharului un fel de zaț ca nisipul. Mai întâi trebuie să torni apă în pahar, apoi să topești zahărul în apă, asta e ca un fel de ritual, și apoi după aceea se toarnă whisky-ul, și toată lumea știa asta. Bineînțeles că și bătrânul Pricel, care trebuia să fi văzut preparându-se groguri reci de aproape 70 de ani și care își făcuse și băuse și el groguri reci cel puțin de vreo 53 de ani. Și mi-aduc aminte și acum cum omul pe care îl luase în drept bătrânul Pricel, dându-și seama, dar prea târziu ce face, își ridică privirea în clipa în care unchiul Gavin sări la el. Întoarse brațul și zvârli paharul pe care îl ținea în mână în capul unchiului Gavin. Îmi aduc aminte de zgomotul paharului izbindu-se de zid, de pata întunecată și de trosnetul mesei rotunde și de mirosul acru al uischiului curgând din carafă și de unchiul Gavin strigându-i șerifului, Prinde-l, Hub, prinde-l!" Săriserăm toți trei pe el îmi aduc aminte și acum de agilitatea și de forța sălbatică a trupului acela care nu era al unui bătrân. Îl văzui prăbușindu-se sub lovitura șerifului și peruca îi căzu cât colo. Mi se păru că-i văd obrazul schimonosindu-se de furie sub sulimanul cu care își făcuse zbârciturile și sub sprâncenele false. Când șeriful îi smulse barba și mustățile, parcă-i luă și pielea odată cu ele – obrajii ivindu-i se mai întâi îmbujorați, apoi stacoji, de parcă în acest ultim rol disperat ar fi trebuit să-și ascundă sub barbă, să-și deghizeze nu fața, ci sângele pe care îl vărsase. În mai puțin de jumătate de ceas găsirăm și trupul bătrânului Pritchell. Era îngropat, nu prea adânc, în grajd lângă iesle și pământul abia de la coperea în groapa aceea săpată în grabă părul îi fusese nu numai cănit, ci și tăiat scurt. Sprâncenele fusese rășiele, cănite și tunse scurt, barba și mustața îi fusese rase. Era îmbrăcat cu hainele pe care le purtase flint la pușcărie. Obrazul îi era stâlcit de cel puțin o lovitură puternică, dată după cât se pare cu dosul securii, care îi despicase creștetul, așa că abia mai deosebei trăsăturile. După ce ar fi zăcut vreo două-trei săptămâni în pământ, trupul ar fi fost de nerecunoscut. Sub capul bătrânului era așezat cu grijă un registru mare, gros de aproape șase țoli și greu de aproape vreo 20 de livre, plin cu tăieturi din ziare lipite cu grijă, tăieturi care acopereau o perioadă de mai bine de 20 de ani. Alcătuiau cronica, povestea talentului și a darurilor pe care, până la urmă, le pervertise și le trădase, și care, din această pricină, se întorseseră împotriva lui pentru a-l pierde. Totul se afla în acest registru: începuturile, momentele mai însemnate ale carierei, apogeul, și după aceea declinul prospecte, programe, tăieturi din ziare și chiar și un afiș de zece picioare. Signor Canova, maestru iluzionist, dispare sub ochii dumneavoastră, direcția oferă 10.000 de dolari, bani gheață, oricărui bărbat, femeie, copil care... Ultima tăietură de jurnal era extrasă din jurnalul nostru local din Memphis și datat Datată din Jefferson, și făcea parte din rubrica Faptelor Diverse, nu din aceea a anunțurilor publicitare. Era vorba de povestea ultimei sale lovituri, în care își jucase viața și talentul pentru bani și avere și pierduse. Tăietura de jurnal decupată cu grijă, povestind sfârșitul nu numai al unei vieți, ci a trei. Deși umbrele a două dintre ele se contopiseră și acolo, nu numai al bietei femei nevinovate, ci și al lui Joel Flint și al lui Signor Canova, pentru că în grămada aceea, risipite printre anunțurile care dădeau a înțelege că Signor Canova murise și el, se aflau și anunțurile redactate cu băgare de seamă. Pe care le inserase sub noul său nume în varietii și buletinul, fără a fi găsit probabil niciodată vreun angajament. Deoarece, după moartea sa, Marele Signor Canova trebuise să treacă prin purgatoriu, șase luni într-un circ, opt luni într-altul, fiind rând pe rând om în fanfară, îngrijitor în arenă și sălbatic din Borneo până în clipa în care, ajungând în ultimul hal, trebuie să s-o pornească dintr-un târg în altul, mereu pe drumuri, cu roata aceea norocului și cu ceasurile imitație și pistoalele stricate, până în ziua în care, probabil, instinctul îl făcuse să-și dea seama că are o ultimă șansă de a-și folosi talentele. Și a pierdut de data aceasta pentru totdeauna, zise șeriful ne aflam din nou în birou. Ușa dinspre curte era deschisă. În noaptea de vară clipeau luminile licuricilor, greierii țârâiau și brotacii orăcăiau. Totul s-a pornit de la polița de asigurare. Dacă agentul n-ar fi trecut prin oraș să ne spună să trecem pe la fermă, nu l-am fi prins încercând să dizolve zahărul în whisky, iar el s-ar fi urcat liniștit în camionetă și ar, ar fi dispărut fără urmă. În loc să facă asta, el îl aduce pe agent la fermă și pur și simplu ne provoacă să mergem acolo ca să-l recunoaștem sub peruca și machiajul lui. Ieri mi-ai spus, nu-i așa, că și-a suprimat martorul puțin cam prea devreme, reluă unchiul Gavin. Martorul acela nu era ea martorul pe care l-a suprimat era cel pe care trebuia să-l găsim în grajd. Care martor? întrebă șeriful. Cel care trebuia să ne arate că Joel Flint nu mai trăiește? Într-un fel, da, dar mai ales martorul primei crime, al celei vechi, al aceleia care a adus la pieirea lui signor Canova. Pe acesta voia să-l regăsim, din pricina asta, nici nu l-a îngropat mai adânc, nici nu l-a ascuns mai bine. De îndată ce l-am fi găsit, ar fi fost bogat și mai ales liber, scăpat nu numai de senior Canova care îl trădase, murind acum opt ani, ci și de Joel Flint. Chiar dacă trupul ar fi fost găsit înainte de a fi avut timpul să plece, ce crezi că ar fi spus ar fi trebuit să-i stâlcească obrazul mai bine, fu de părere șeriful. Nu cred, răspunse unchiul Gavin. Ce crezi că ar fi spus? Ei, ce-ar fi spus după tine, zise șeriful. Ei, da, l-am omorât, mi-a ucis fica. Și tu, ce ai fi zis tu, reprezentantul legii? Nimic, spuse șeriful după o clipă. Nimic, repetă unchiul Gavin. Un câine lătra undeva, dar nu era un dulău. Apoi, din dudul din spatele casei, se auzi țipătul înfiorat și speriat al huhurezului și toate viețuitoarele mărunte începură să se miște. Șoarecii de câmp, oposumul, iepurii, vulpile și târătoarele, alergând, târându-se, alunecând pe pământul întunecat, care sub cerul înstelat al verii secetoase era numai întunecat, nu și pustiu. Ăsta e unul din motivele pentru care a făcut-o zise unchiul Gavin. Unul din motive? întrebă șeriful. Care sunt celelalte? Mai e și un altul, cel adevărat, care n-are nicio legătură cu banii și chiar dacă ar fi avut și tot n-ar fi putut să nu țină seama de el. Mă gândesc la talentul lui. Ceea ce trebuie să regrete el acum, mai mult decât orice, nu e atât faptul că a fost arestat, cât faptul că a fost arestat prea devreme înainte de a fi avut posibilitatea de a găsi trupul și de a-i fi dat prilejul să-l identifice ca fiind al său, înainte ca signor Canova să, a, să fie avut vreme să facă să-i dispară jobenul lucitor pe deasupra umărului și să se încline în ropotul sacadat, uluit, asurzitor al aplauzelor admirative și să dispară la rândul lui printr-un salt sau două din conul mișcător de lumină al proiectorului, făcându-se nevăzut odată pentru totdeauna. Când te gândești ce a făcut, întâi s-a declarat vinovat de omor, deși, după toate probabilitățile, ar fi putut foarte ușor să fugă. Apoi s-a achitat singur după ce și-a recăpătat libertatea. După aceea a avut îndrăzneala să ne facă să revenim la fermă ca prin prezența noastră să sancționăm literalmente săvârșirea faptului însuși pe care încercam să-l împiedicăm. Ce alt sentiment putea naște? În sufletul lui, acest talent, sentiment ridicat mereu la o treaptă și mai înaltă de priceperea cu care știa să-și-l folosească, decât un dispreț suprem față de oameni. Tu însuți mi-ai spus că niciodată în viață nu i-a fost frică de nimic. Da, zise șeriful. Scriptura spune și ea undeva. Cunoaște-te pe tine însuți. Nu există cumva o altă carte care să spună Omule, fieți teamă de tine însuți, de semeția, de deșertăciunea și de trufia ta? Tu ar trebui să știi, pentru că ai pretenția că te pricepi la cărți. Nu mi-ai spus tu odată că asta înseamnă amuleta aia agățată la lanțul de la ceasul tău? Atunci, în ce carte se găsesc cuvintele acestea? În toate cărțile, zise unchiul Gavin. Bineînțeles, sunt cele bune. Lucrul acesta e spus în diferite feluri, dar, în orice caz, îl găsești în ele.